Părinte bun, îți mulțumim pentru că tu ne ești un prieten minunat. Îți mulțumim pentru că astăzi ne-am adunat aici împreună ca să te închinăm ție. De aceea te rugăm să ne faci receptiv la ceea ce cuvântul tău are să ne zică. Fii cu solul tău și ajută-ne ca să lăsăm orice prejudecăți la o parte și să fim receptivi, să primim această hrană venind din partea ta. Rămâi cu noi mai departe, te-am rugat, în numele lui Iisus. Amin. Copii, cum sunteți astăzi? Bine? Foarte bine. Mi-a plăcut. Astăzi avem o povestire. Nu e foarte lungă, dar ghiciți cu ce o să încep. Ce am nevoie eu acum de la voi? Un nume. Povestirea noastră este despre doi băieței care erau frați, așa că îmi trebuie două nume astăzi. Cine vrea să mă ajute? Avem... Păi cine spune tu? Vivi. Cum îl cheamă? Șoptește, tati. Marius. Poftim, Luis. Cum îl cheamă pe celălalt băiețel? Fratele lui. Vrei să-l cheme Luis? Luis îl cheamă atunci. Avem doi băiețeli, Marius și Luis. Povestea noastră începe cu cei doi băieței care se pregăteau să meargă într-o excursie. Ei erau de undeva din nordul Angliei și părinții le promiseseră că odată ce vine vacanța și nu mai trebuie să meargă la școală, pot să meargă într-o excursie. Și plănuiau să vină să viziteze Londra, dar ei nu fuseseră niciodată și nici nu știau cum este, dar nici n-au știut că merg la Londra. Părinții au zis că o să fie surpriză. Și tăticul lor a venit la ei și a zis, pentru că aceasta este o excursie specială, am să vă dau la fiecare din voi câte 20 de lire, aceștia sunt bănuții voștri, faceți ce vreți cu ei, cumpărați ce vreți, nu trebuie să mă întrebați pe mine, nu trebuie să mă întrebați pe mama voastră, ce vreți voi. Ce ziceți, au fost încântați Marius și Luis? Luis a luat bănuții, s-a uitat la ei și a zis, wow, 20 de lire, ce o să fac eu cu ei? Ei fiind mici, se gândeau, mamă, 20 de lire, o avere. Luis a luat bănuții și a zis, mama, ți dau ție, mi pui la tine în geantă până mă hotărăsc ce cumpăr cu ei, ca să nu îi pierd. Marius s-a uitat la bănuți, s-a uitat la mama, s-a uitat la Luis. Eu o să păstrez singur banii. Și i-a băgat în buzunar. Bun. S-a urcat în mașină, s-a pregătit de excursie. Vă dați seama că drumul e la lung, așa că s-a oprit în primul servis. Au intrat până la baie și cât timp taticul cumpăra ceva, Marius și cu lui se uitau printre rafturi și vedeau tot felul de bomboane colorate și dulciuri. Și lui se uita și, vai, uite ce culoare au bomboanele astea. Și Marius băga mâna în buzunar și simțea banii și zicea, aș putea să-mi iau bomboane. Și lui spune, cred că o să-mi păstrez banii pentru altceva, eu nu-mi iau bomboane. Marius cu mâna în buzunar zice, dar nici eu nu-mi iau bomboane, lasă că-i folosesc la altceva. Și s-i făcut.
S-a urcat înapoi în mașină, au mai condus ceva timp, apoi mama a zis, trebuie să ne oprim pentru că am nevoie să cumpăr ceva, dar vin repede înapoi, mă puteți aștepta în mașină. Băieții au zis, putem să venim și noi, da, mama, vrem să venim și noi. Haideți, dar să știm că nu stăm mult. Am intrat în magazin. Vai, în acest magazin erau tot felul de cărți, de jocuri. Băieții se uitau la ele, wow, vreau de ce joc, vreau și jocul ăla, vreau și jocul ăla. Și lui se uita la ele și zice, vai, dar ce frumoase sunt. Și Marius se uita și el și a văzut un joc pe care nu l-avea acasă. Și Marius a zis, cred că o să iau jocul ăsta. Și lui s-a zis, ești sigur? Încă nu am ajuns unde trebuie să ajungem și nu știm unde mergem, nu știm ce o să vedem pe drum și dacă o să găsești altceva. Tăticul a spus că ăștia sunt banii și alții nu ne mai dă. Ne luăm ce vrem, dar atâta e limită. Marius s-a uitat la joc, s-a uitat la Luis și a zis, tăticul a zis că putem să cheltuim cum vrem noi și nici măcar nu poți să-mi spui tu cum să-mi iau eu și cum să folosesc banii. Și a luat jocul de pe raft și a plecat cu el la casă. Mămica, când l-a văzut la casă, când plăteau, a zis, Marius, ești sigur că vrei să-ți folosești banii aici? Jocul acesta este destul de scump și nu o să mai ai foarte mulți bani rămași. Și Marius a spus, ai spus că pot să cheltuiesc banii cum vreau eu, nu? Mămica a zis, da, așa este, așa am spus. Atunci eu îmi voi lua acest joc. Și și făcut. Au mers la casă, a cumpărat jocul, Marius a băgat mâna în buzunar, a scos bagnotele care se jucase toată ziua, a dat, a primit înapoi câteva monede, le-a băgat înapoi în buzunar și a plecat triumfător cu jocul în mână. S-a urcat înapoi în mașină și Marius era încântat, nevoie mare avea un joc și s-a jucat o oră, s-a jucat două, efectiv n-a lăsat jocul din mână, era atât de încântat că a luat jocul și se mai întorcea uneori către lui și îi spunea, am făcut bine că am luat jocul, că uite, acum am cu ce să mă joc. Au mers mai departe, au ajuns la Londra. Pentru ei era ceva nou. Pentru noi poate nu, dar pentru ei era ceva extraordinar. Nu văzuseră niciodată. Și-au vizitat și în stânga și în dreapta și au ajuns la un moment dat să vadă gardienii regelui. Voi i-ați văzut vreodată pe soldații aceia care stau drept în uniformă roșie și au pălăria aceea foarte mare și neagră. I-ați văzut? Nu i-ați văzut? Să mergeți să-i vedeți. Sunt niște soldați și ce fac ei este să stea toată ziua nemișcați și au o pălărie neagră foarte înaltă. Mario și Luis au rămas fascinați. Au zis, wow, nu văzuseră până atunci. Au ajuns la un gift shop, îi zicem noi, unde poți să cumperi diverse suveniruri. Au intrat acolo și erau atâtea chestii frumoase. Și la un moment dat au găsit pentru copii o versiune a pălăriei acelea negre, care puteau să poarte și ei și să zică, vai, să se ducă la prieteni și să zică, uitați ce am văzut noi, soldații aceștia. Și ne-am luat și noi pălării. Și au fost atât de încântați. Lui s-a uitat, wow! Marius s-a uitat, wow! Și a zis lui, eu vreau să-mi iau pălăria asta. Și Marius a zis, și eu! Și a venit vânzătorul și a întrebat, cu ce vă ajut băieții? Și Luis imediat a zis, eu vreau pălăria. A scos banii, s-a dus la mama, a zis, mama, dă-mi banii. A scos banii de la mama, a plătit pălăria și era foarte încântat cu ea în brațe. Vine vânzătorul și acum îl întreabă pe Marius, tu ce dorești? Și Marius spune, vreau și eu pălăria. Vânzătorul ia pălăria și îi spune, te va costa 5 lire, să zicem. Marius bagă mâna în buzunar, scoate una, două, trei. Nu mai avea 5 lire. Dar își dorea așa de mult pălăria, s-a dus fuga la tata. Tata, mai îmi trebuie și mie 2 lire ca să pot să-mi cumpăr și eu pălăria. Ce credeți că i-a zis tata? Marius, ți-am spus de la început că
ăștia sunt toți banii, poți să-ți cumperi ce vrei tu, dar atât, nu-ți mai dau alții. A început să plângă Marius, dar te rog, dar tăticule. Și a spus, Marius, noi ne-am înțeles de la început și ai fost de acord că așa va fi. Îmi pare rău, dar nu mai pot da alți bănuți. Poți să-ți cumperi ce vrei tu de cei 3 lire pe care îi ai, dar n-ar fi drept față de fratele tău ca eu să te ajut acum când tu ai cheltuit banii altfel. Și Marius a trebuit să plece fără pălărie, dar din ziua aceea a înțeles că atunci când faci o promisiune, trebuie să te ții de ea și atunci când părinții îți spun ceva, așa este cum au spus. Și a învățat că atunci când primește bănuți de buzunar, să aibă grijă cum îi cheltuiește, nu doar pentru o chestie care poate după 2 ore nu mai e interesantă, ci să se gândească bine. Acum, când o să avem și noi bănuți de buzunar sau când o să ne roage părinții să facem ceva, să ținem și noi minte că dacă am dat o promisiune că vom face cumva, trebuie să ne ținem de ea. Ok? Mulțumesc că m-ați ascultat. Puteți să mergeți la locurile voastre. Pacea Domnului și bun venit la biserică astăzi. Gabi n-a greșit, este a doua oară când vin ca predicator de prânz. Dar a mai fost o dată când a fost un sabat întreg de misiune și am avut și o parte alături de cei doi pastori pe care îi aveți aici. Astăzi vin cu drag
Și vin și cu o temere, pentru că atunci când un pastor adventist predică adventiștilor, mai ales din texte biblice, arhicunoscute, e un mare risc să spună ceva ce e pe lângă, să nu citeze exact cum trebuie. Așa că astăzi o să vă duc pe niște cărări nebătătorite. Într-un sens vor fi texte pe care le cunoașteți, din altă perspectivă însă vor fi lucruri la care o să vă provoc un pic să vedem și altfel. Spre exemplu, eu încep primele cuvinte și dumneavoastră continuați. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele, asta trebuie să o știți, Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Sunt curios dacă mă puteți ajuta cu un text, da? Să fie, deci Matei, aș vrea doar verset, Matei, capitolul 28, doar ultimele două versete, 19 și 20. Și dacă cumva aveți Scriptura sau dacă o aveți pe un telefon, pe o tabletă, vă rog eu frumos să o deschideți, că va trebui să vedeți cu ochii dumneavoastră niște cuvinte acolo. Vezi, zice, frate, suntem sătui de Matei 28, cum mai aveți nevoie, ce zicea Gabi, nu vă cerem bani, cum ai nevoie de misiune, cum ai nevoie de implicare, vii cu Matei 28, unde trebuie să facem, trebuie, și este totul așa despre misiune, un imperativ, parcă din care n-ai cum să scapi. S-ar putea amândouă? Mai greuți, ok, bun. Când vă uitați la textul acesta, puteți să mă ajutați cu verbele din text? Duceți-vă, faceți, a boteza, botezându-i, dăm și versetul 20, învățați-i să păzească, am poruncit. Și apoi restul ține de Domnul, sunt cu voi. Îmi cer scuze dacă o să mai tușesc, mă lupt cu ceva aici. Am numărat 6, putem să le reluăm rapid? Duceți-vă, faceți, botezați, învățați, păziți, porunciți. Spuneți-mi dacă textul ăsta nu e foarte potrivit pentru adventiști. Pentru felul nostru de a face misiune. Frate, o să fiu cu ochii pe noastră acolo, că mi-a plăcut ce a zis la școala de Saba și vreau să merg a doua milă. Nu vi se pare că se potrivește mănușă pe felul nostru? Te întreabă cineva, cum aș putea să fiu adventist, ce facem cu el? Vii la clasa de botez și în 6 luni ești bun. Și în mintea noastră este ideea de te-ai dus, l-ai învățat, i-ai spus ce să păzească, sunt porunci, așa că gata. Asta este de făcut. Cu acest model, știți ce este cel mai ușor să faci? Să inviți un predicator bun. Dacă v-aș întreba acum, biserica de aici, puteți să-mi spuneți ultimele proiecte misionare făcute de la 1 ianuarie până astăzi, aici? Da, ajutați-mă, eu nu vă cunosc proiectele. Știu doar un singur proiect pe care l-am votat. Eu lucrez la Uniune și am votat săptămâna trecută un proiect al Bisericilor Românești. Am vorbit și cu cei doi pastori, am dat anumite mici sugestii cum să fie făcută aplicația tura viitoare, dar vreau să vă întreb, ajutați-mă doar să știu pentru mine acum și pentru ceea ce voi prezenta mai departe, ce activități misionare a avut biserica dumneavoastră de la 1 ianuarie
până azi. Adică nu accept că n-a fost niciuna. Că dacă n-a fost, e groasă rău. Ce activități misionare a avut biserica dumneavoastră? Zic, Gabi. Cazuri sociale pe care le-ați prezentat în biserică și pe care cărora le-ați purtat de grijă apoi. Dar măi, Gabi, măi, manualul de doctrine l-ai dat? În punga aia cu sandvișuri, în gentuța aia cu hăinuțe, n-ai băgat și o tragedie? Atunci, I'm sorry, nu v-ați potrivit acestui text. Că textul zice, te duci, este în engleză, au un joc de cuvinte interesant, teach, preach, reach, sunt toate așa în sensul ăla de outreach. Alt proiect misionar, ce ați mai avut? Iarăși ajutor umanitar, am ajutat niște copii, foarte bine, foarte bine, sunt foarte bune proiectele. Dar vedeți că există așa o jenă, o temere, n-am făcut evangelizare, n-am făcut misiune, cum ni se spune câteodată în veștile misionare, sau cum ni se spune câteodată în anumite entuziasmări. Am nevoie de el? Aș fi avut nevoie de el, dar am văzut că e un cablu aici. Știți ce aș fi vrut să fac? Să dau amvonul ăsta la o parte cu totul. Dar știți de ce? Ca să vă întreb tare dacă vă imaginați cumva misiunea fără amvon. Reiau o idee. În mintea noastră, evangelizarea înseamnă să aduci un predicator bun, să împarți câteva invitații și apoi să bifezi că ai făcut evangelizare. Și acum, dacă vă întreb, de la 1 ianuarie până acum, ce s-a întâmplat? Au fost activități, dar o să ziceți, frate, nu e momentul, pentru că la noi evangelizarea e în toamnă. E? Și dacă e în toamnă, ce faci prin martie? Ne pregătim. Am ce le știți pe toate. Și cum ne pregătim? Observați că dacă stăm doar pe modelul din Matei, depinzi de unii care să predea, de unii care să se ducă, să facă. Și dacă tu, frate sau soră, n-ai darul ăsta al învățării altuia, ce mai faci? Că tu ești bună să ajuți un copilaș. Dar avem nevoie de... Și zici, n-am locul, n-am rolul, nu mă regăsesc în misiunea aia. Textul acesta pe care l-am citit se numește în lumea creștină Marea Trimitere. Adică este Domnul Hristos care vorbește ucenicilor și îi trimite acum în întreaga lume ca să facă ucenici și să îi învețe și să-i ajute să cunoască pe Dumnezeu. Vreau să vă întreb acum ca cunoscător de Matei 28, puteți să-mi spuneți unde este Marea Trimitere sau cum sună ea în Evanghelia după Marcu? Sunteți ca la școală, acum cineva a ridicat o sprânceană, altul s-a uitat un pic în jos, altul începe să-și caute Biblia. Vă rog frumos, e foarte bine. Cum sună Marea Trimitere în Evanghelia după Marcu? Nu după Marcu, la Matei 28 suntem experți. Mă interesează cum sună în Marcu. Hai că acum deja vă duc pe o cărare mai nebătătorită. Tot la fel? Ha, tot cam așa. Hai să vedem. Că e departe de nu ne-am văzut. Unde o găsim? Mă ajutați? Marcu, capitolul 16. Ne dați și versetul?
15 în continuare, și ăsta este un tipic adventist așa de... 15 în continuare, m-ar interesa în continuare. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Până aici parcă sună bine, sună cam ca în Matei, până la colțul, capetele pământului, da? Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Și cam aici ne oprim, de-aia v-am zis că mă interesează în continuare. Ia auziți, sunt cuvintele Domnului Hristos, nu sunt ale mele. Iată semnele, săruna. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Vor ști decalogul de la A la Z, vor ști toate fericirile pe sărite și vor ști cele 28 de puncte de doctrină și noaptea la 3 dimineața, dacă îi trezești. Vedeți cumva asta? Nu. Haideți să vedeți ce vedem. Așa. În numele meu vor scoate dragi. Vor vorbi în limbi noi. Vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Dacă la Matei v-am rugat să-mi spuneți verbele, aici vă las singur să-mi spuneți ce cuvinte vedeți că sunt toate de un soi. Sau ce vedeți în versetele astea? Fapte. Vedem fapte. Altceva? Ca și zice, ce fel de fapte? Aha, niște fapte cu o aură mai de miracol, mai de minune, mai de supranatural. Am văzut dimineață că ați avut o... A fost anunțul de... Avem o clasă de școală de sabat aici, două acolo, una de tineret, una de... O clasă de școală de sabat de... exorcism avem? Sau de pus mâinile pe șerpi avem? Nu, nu avem asta. Pentru noi lucrurile acestea de aici sunt, au fost atunci, pe vremea aia și gata. Dar vă întreb așa, la textul acesta, la semnalmentele misionare ale pasajului acestuia, cine se potrivește mai bine? Un adventist sau un penticostal? Matei 28 al nostru, mergeți, învățați, porunciți, păziți, faceți, dregeți. Când e vorba de alte lucruri, ziceam de ajutorul de copilași, n-ar fi și pe aici? Hai să zic altfel, că vor vorbi în limbi noi. Ai frate că la noi nu se vorbește în limbi ca la penticostali, nu? Am fost și eu acolo și nu. Dar aș întreba așa, limba vorbită de single moms, o vorbește cineva între noi? Limba imigrantului, o vorbește cineva între noi? Limba celor care sunt părăsiți de soț sau de soție, o vorbește cineva? Vom vorbi limbi noi. Nu, frate, noi vorbim doar limba noastră. Doar noi cu ai noștri. Cum ar fi să vorbești și alte limbi? Și nu mă refer acum să te duci în partea cealaltă a pământului, ci să vorbești limba celor cu care ești la muncă. Limba celor cu care te învecinezi. Limba celor care cred altfel decât tine. Și vreau să vedeți cum am rămas cantonați în Matei 28 și numai aia știm să facem. Iar aici, în Marcu, este același Domn Hristos, este același moment, sau în finalul misiunii Domnului Hristos, când dă misiunea mai departe, o încredințează ucenicilor,
Și iată cum alte semnalmente au oamenii lui. Și îmi pare rău să zic, dar se pare că nu prea le avem pe astea. Cum arată marea trimitere în Evanghelia după Luca? V-am dus la Matei și v-am adus la Marcu. Acum vă provoc mai departe, că suntem cunoscători ai Scripturii. Cum arată marea trimitere în Evanghelia după Luca? Nu v-ați săturat de școala de sabat făcută pe modelul antișcoală, în care eu, dacă sunt instructor, tu știi dinainte ce întrebări voi pune, că sunt în lecțiune acolo. Și eu știu dinainte ce răspunsuri îmi vei da, pentru că sunt în lecțiune acolo. Dar vă întreb acum, marea trimitere în Evanghelia după Luca, o știe cineva? Că studiem sabat de sabat, trimestru de trimestru, ani de zile, tot studiem Scriptura, dar studiem doar ce vrem noi și cum vrem noi. Și mergem doar pe cărările bătătorite de noi. Și când vine cineva cu o nouă perspectivă, eu nu spun că vin cu vreo lumină nouă, ci spun doar că sunt lucruri pe care le citim și lucruri pe care le lăsăm la o parte. Și vă întreb din nou, ajutați-mă cu marea trimitere în Evanghelia după Luca. Vă dau un indiciu, este după episodul Emaus. Iar Emausul este în ultimul capitol al Evangheliei după Luca. Repet, ideea de marea trimitere, de du-te în întreaga lume, vestește lumii. Fratele zice cu rămâneți în cetate. Nu, mergeți și spuneți. Ideea aceea de acoperire. Cred că frățietatea mai are nevoie să treacă pe la o cateheză de prin Matei, după primirea Duhului Sfânt. Le deschide mintea, să priceapă Scripturile. Și uitați-vă la Luca, capitolul 24, versetul 46. Și le-a zis, așa este scris. Și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se, ajutați mai departe, propovăduiască tuturor neamurilor. E aceeași idee de, omule, de acum du-te la toate neamurile și propovăduiește. Haideți să vedem ce. Pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim, da, din cetate, începând din Ierusalim și se subînțelege până la capetele pământului. Ce observați în această trimitere din Luca? Pe ce este accentul? Oh, ce-mi place că ați venit la biserică cu gândul că o să vină unul, predică și ascultăm. Dar asta ne-a pune acum pe gânduri un pic și ne uităm în jos ca elevii de la școală, nu cumva să mă... Ce observați în acest verset? Pe ce să punem accentul în marea trimitere? Pe pocăință și pe iertarea păcatelor. Nu cumva problemele oamenilor se reduc de fapt la asta, la păcat și la faptul că au nevoie să se pocăiască de păcatele acelea. Că noi mergem cu un nivel înalt de, merge și propovăduiți, ce v-am poruncit și învățați să păzească și ne imaginăm așa că vii cu cele 28 de puncte de doctrină, le-a priceput omul și gata. Și vine altul apoi și zice, nu fratele meu, pe mine mă doare altceva. Și vii cu vindecarea, vii cu ajutoare umanitare, vii cu alte și alte lucruri. Și mă duc acela la Luca și aflu că este de fapt nevoia de a înțeleg, ca omul ăla să înțeleagă păcatul.
să înțeleagă în ce stare este și de acolo încep să-l ridici. Ori noi dacă rămânem doar la nivelul ăsta, de la sprâncene în sus, i-ai spus, i-ai dat cartea, l-ai învățat, n-am rezolvat nimica. Sau poate că merge, dar merge pentru unii, dar pentru alții nu. Și ne mirăm apoi că vine X și a predicat și a făcut pe oameni să plângă și da, pentru că unii au astfel de nevoi. Și Dumnezeu le răspunde și le vorbește pe limba aceea. Și vin alții și vor spune pocăința și iertarea păcatului. Asta este tot. Spuneți-mi când ați auzit, îmi cer scuze că voi spune un nume acum, dar spuneți-mi când ați auzit ultima oară un seminar de Apocalipsa prezentat de Nicu Butoi? Marele predicator Nicu Butoi, spuneți-mi când ați auzit un seminar de Apocalipsa? Nu vorbește despre asta! Sunt alte daruri și omul a simțit alte nevoi ale oamenilor care el poate răspunde. Felul meu de a fi este mai degrabă Matei, vă spun sincer. Matei 28, și o să explic spre final de ce unii se vor simți mai atrași spre o zonă și alții spre alta. Și alții dintre noi vor zice, frate, ai nevoie de un ajutor, eu vin acolo, dar să mă scoți la amvon. Ce credeți că urmează? Marea trimitere în Evanghelia după Ioan. Fratele deja zâmbește încântat, îi place popcorn, nu mai trebuie acum. Marea trimitere în Evanghelia după Ioan. Ca indiciu tot spre final. Da? Și ca indiciu, cum a spus fratele Daniel, după darea Duhului Sfânt. Ce ne-a făcut ăsta azi, ne-a pus să răsfâim Scriptura, până locuri pe unde n-am mai fost. Unde e, frate, marea trimitere, că nu am subliniată? Dar e acolo. Capitolul 20, suntem aproape, versetul 21, cum s-a spus. Știu că asta nu vă sună a marea trimitere, dar este momentul în care Hristos vorbește ucenicilor că îi trimite mai departe. Și modelul este așa. Repet, Ioan 20 cu versetul 21. Iisus le-a zis din nou, pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Spuneți-mi ce vedeți în acest verset. O unitate sau o continuitate, cum Fiul a fost unit cu Tatăl, aceeași unitate sau continuitate să se regăsească mai departe. Frumos, altceva. O pace pe care o transmite iarăși de la Tatăl și o dă mai departe. Nu este o predicare de tipul fiilor lui Zebedei. Mai țineți minte? Cadă peste ăștia să-i nenorocească, că și așa nu s-au pocăit. Nu, este altfel. Ce mai vedeți? Iubirea pentru cei din jurul nostru. Fiindcă atât de mult a iubit Tatăl, sau a iubit Dumnezeu, lumea încât a dat. Și mai departe am zice, și acum ne dă pe noi mai departe, să iubim lumea și să facem misiune în ea. Mai vedeți altceva? Hai să vă întreb altfel. Cum l-a trimis Tatăl pe Fiul? Și apoi vom ști cum ne trimite El pe noi mai departe. Cum l-a trimis? Sacrificiu, deci din dragoste, total. Altceva?
însoțit de Duhul Sfânt de la prima până la ultima etapă. Altfel, altceva. Întrupat în corp omenesc. Altfel spus, dacă cineva se întreba, oare cum mă gândește Dumnezeu aici? Sau cum se poartă Dumnezeu cu un păcătos? Sau cu X, cu Y, în X sau Y situații? Ar fi zis, uite, te uiți la Hristos și asta ar fi. Și la fel ar trebui să se întâmple și cu noi astăzi. Eu însă, personal spun acum, când citesc textul acesta, mai simt ceva acolo, și anume că fiecare dintre noi, cum a fost câștigat la credință, în același fel va spune altora mai departe. Să vă exemplific. Eu am venit la biserică în urma cercetării Scripturii. Am putea zice că e de la nivelul sprâncenelor în sus. Partea emoțională, aia cu pocăința, cu pusul pe genunchi și cu mărturisirea păcat, a venit un pic mai târziu. N-a lipsit. Știu că unii o să zică că asta nu e prea... A venit și ea. Dar a fost întâi o chestiune logică, analitică, am citit, am studiat, am văzut că nu se pupă cu alte lucruri. Mi-am descoperit pentru mine adevărul ușor, ușor, pas cu pas și a fost foarte intelectuală. Altul, repet, s-ar putea să aibă procesul altfel. Să fie o emoție, să fie o împlinire altor crize din viața sa și apoi să se lupte la nivel intelectual cu argumente, cu teorii, cu pas cu pas. Pentru mine, care am venit la biserică cercetând Scriptura, când aud că altul a venit la biserică în urma unui vis, știți cum mi se pare? Subiectiv, hai să zic atâta, subiectiv. Dar pentru cel care a avut un vis și în visul acela Dumnezeu a spus, te duci și faci cu tare lucru, știți cum este pentru el? Este de la Dumnezeu. Și acum zic așa, poți să te gândești tu, frate sau soră, în ce fel ai venit la Dumnezeu? Pentru că dacă ai venit la biserică în urma unei cărți care ți-a fost date, asta vei face cel mai bine mai departe. Te mișcă, e experiența ta de viață. Și dacă altul simte cu ajutorarea copiilor sau ajutorarea unor mame singure sau în și în alte situații, el aia simte, pentru el acolo este lupta și poți să-l rogi tu 100.000 de ani să vină să distribuie tragedia veacurilor cu tine, că nu va veni. Și înțelepciunea noastră ar fi acum să înțelegem că fiecare venim din unghiuri diferite și că nu trebuie să ieșim toți ca la armată, acum toți distribuim invitații, acum toți facem cutare, acum nu o să se întâmple niciodată și ne dezamăgim degeaba. Vă spun că am fost pastor al Bisericii Române, cum sunteți dumneavoastră, în Irlanda, în Dublin. Și se știe oriunde. Fiecare avem darurile noastre și fiecare avem niște chemări speciale spre anumite ministries or services or slujiri pe care le avem în biserică. Și unul se simte bine să distribuie literatură și altul se simte bine să facă mâncare pentru săraci. Și altul e ca peștele în apă când zici, hai să facem un studiu biblic. Ori dacă noi rămânem cantonați doar în Matei 28, pierdem și ne pierdem și ca relație și ca dinamica bisericii. Mai degrabă să spun, și aș întreba acum, sunt frați aici care se regăsesc în misiunea model Matei 28? Eu sunt unul. Să înveți, să predai, să faci cursuri, să... Doi înși. Bun, suntem doar doi. E bine. Cine se regăsește în Evanghelia după Marcu? S-a ajuns bolnavi. 1, 2, 3, 4. Bun. Cine se regăsește în Evanghelia după Luca? Să predici pocăința, să-i ajuți pe oameni să se pocăiască. 1, 2, 3. Și cine se regăsește? 4, 5.
Cine se regăsește în Evanghelia după Ioan? Cum m-a trimis pe mine Tatăl? Sau cum a cucerit pe mine Tatăl așa, mă duc și o să cuceresc pe alții? Să știți că aici toți ar trebui să fim. Dar vă întreb pe toți care n-ați ridicat mâna până acum, unde vă regăsiți? Nu merge acum. În combinație. Și când cere pentru Matei, eu nu că sunt la Marcu. Eu, teza mea este că am fost bătuți la cap cu un fel anume și numai felul ăla vedem. Pe când aș vrea să vă încurajez să vă simțiți liberi și libere să lucrați pentru Domnul, cum vă vine mai potrivit cu darurile, cu contextul în care vă aflați, cu inteligența, cu experiența, cu puterea, cu tot ceea ce v-a dat Dumnezeu. Cum v-a chemat Dumnezeu sau cum v-a trimis Dumnezeu, așa să mergeți și dumneavoastră mai departe. Pentru că vă întreb acum, marea trimitere în Faptele Apostolilor, o știe cineva? Credeți că vă țin doar cu cele patru evanghelii? Marea trimitere în cartea Faptele Apostolilor. Ca sugestie, e în primul capitol. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Vine sfârșitul! Așa zic adventiștii. Da? Și atunci, mai bine să distribuim ceea ce trebuie pentru sfârșitul lumii. Și Domnul zice, dar ce-ar fi să mai construiți și niște spitale? Sau niște școli? Sau să ajutați și pe niște sărmani? Sau să o lăsați mai moale cu apocaliptica și să fiți și după Marcu sau după Luca? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acelea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi avocați. Îmi veți fi judecători și îmi veți fi procurori și îmi veți fi grefieri și îmi veți fi, cum scrie acolo? Nimic din ce am zis dintr-o zonă de tribunal nu se aplica, ci nu suntem noi chemați să fim avocați, nici procurori, nici judecători, nici grefieri. Nici... Voi îmi veți fi martori. Spune-mi și mie, frate și soră, ce daruri speciale trebuie să ai ca să fii martor? Să fii prezent. Să fii prezent acolo. Să stai în picioare când e de stat în picioare. Să mergi când e de mers. Să zici, așa e, când e de spus. Să spui până la urmă cum te-a influențat pe tine. Mai țineți minte acel demonizat din Gadara care a vrut să se ducă după Domnul Hristos și Domnul l-a oprit și a zis, nu. Te duci înapoi la ai tăi și le spui ce? Tot ce a făcut pentru tine Dumnezeu și cum a avut milă de tine. Dacă v-aș întreba acum, cum vedeți misiunea? Nu este doar după Matei, în sensul de învățați, predicați, porunciți să păzească, să facă, sunt foarte bune și alea și vă repet, pentru mine ăla e un model. Eu mă regăsesc ușor acolo. Dar altul se va regăsi mult mai mult în zona lui Marcu. Lucruri care, dincolo de ce ai învățat, lucruri care să te ducă fix unde te doare pe tine. Ai nevoie de o vindecare, uite, ești aici. Ai nevoie să te înțeleagă cineva, să vorbească o limbă nouă pe limba ta, uite, eu sunt acolo. Și altul se va regăsi în Luca. Și
echipa zice, totul ține de pocăință, de păcat, de o viață nouă. Uită de doctrine, mă interesează mai mult o viață nouă, să pornești de la o recunoaștere înaintea lui Dumnezeu. Și când mă uit la Ioan, văd așa, cum a chemat pe mine Dumnezeu, aia va fi zona cea mai bună în care mă duc mai departe, că este o continuă validare a propriei mele experiențe. Dar dacă niciuna dintre astea nu te-ar prinde, să zicem, Faptele Apostolilor spune foarte simplu, îmi veți fi martori. Într-una din ocaziile trecute, când am fost aici, v-am întrebat cât a durat până și-au dat seama colegii dumneavoastră că sunteți adventist. Mai țineți minte? Sau hai să vă întreb din nou atunci, cât a durat până când colegii dumneavoastră și-au dat seama că sunteți adventiști? Până la primul sabat? Cam târziu. Glumesc eu acum. Dar până la prima pauză de țigară. Dar până la prima înjurătură când ți-ai dat cu ciocanul peste... Și nu prea ai citat din psalmi. Ce trebuie să faci ca să fii martor? Reiau ideea. Să fii. Să fii. Să-L reprezinți, să-L reflectezi pe Hristos acolo unde ești. Închei cu un pasaj tot din Faptele Apostolilor. Ucenicii sunt acum după învierea Domnului Hristos, după înălțarea la ceruri, predică într-un Ierusalim întreg despre Domnul Hristos. Și în capitolul 4, versetul 12, au curajul să vorbească Sinedriului. Știți, cei care i-au pus în închisoare, cei care l-au omorâseră pe Domnul Hristos, cei care, de frica cărora fuseseră în ziua învierii Domnului, erau cu zăvoarele puse. Acum, aceiași indivizi, Simon Petru, Ioan, Iacov, ceilalți, stau în fața mai marilor poporului lor și spun așa, Fapte 4 cu 12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei cine, bărboșii cu turbane și cu, da? Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau necărturari și oameni de rând. Și ce au priceput? Zi tare de acolo, zic că ai cu Biblia în față. Au priceput că fuseseră cu Iisus. Vreau să vă încurajez și să vă invit, să vă inspir, să vă provoc, să fiți în așa fel încât se uită un om la dumneavoastră sau vă ascultă vorbind, sau vă vede conducând, sau vă vede lucrând, sau orice vă vede că faceți, să zică, e ceva special la tipul ăsta sau la tipa asta. E ceva altfel. Și îmi place că dați din cap, aprobator, dar în același timp, Mai văd și așa un soi de mușcare a buzelor, de genul, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și e bine, așa, asta e direcția. Oamenii care se vor uita la noi, să vadă nu doar cartea pe care o dăm, nu doar bla bla blaul pe care îl avem, să-ți vadă și stilul de viață, să vadă și ce mănânci și ce bei, să vadă și cum te porți cu copiii, să vadă și faptul că chiar dacă nu vorbești limba lui, totuși îi spui ceva prin felul în care ești și să priceapă, fraților, că am fost cu Iisus. Domnul să vă ajute la asta. Amin.
Cred că aș vrea eu să închid, dar nu mai știu care-i rândul, dar haideți să cântăm împreună spre închidere imnul 82, Nume frumos. La rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că ai fost cu noi până în această clipă, îți mulțumim că l-am avut pe fratele pastor cu noi. Doamne Iisuse, ajută-ne să punem în practică tot ce am învățat în acest sabat, ajută-ne să fim o lumină pentru cei din jurul nostru. Fii cu noi toți în săptămâna în care urmează, ocrotește-ne pe fiecare în parte și toate acestea te-am rugat și ți-am mulțumit. Amin. De ce eu, Doamne, ce am făcut ca să merit acum harul Tău minunat? Spune-mi, dar, Doamne, ce am făcut ca să-ți fiu ați plăcut?
ce-am greșit, însă Tu m-ai iubit și mi-ai dat viața-n dar. Însă pot să arăt tuturor cât de mult m-au schimbat mila și programul de astăzi, începând de la punctele muzicale și cu cuvântul prezentat de fratele pastor, și îi mulțumim cu această ocazie și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Să știți că îl vom mai invita, pentru că stă pe aproape, prin Irlanda sau pe la conferință pe aici, pe la Uniune. La Uniune stă, prin Watford. O să-l mai invităm și sperăm că am avut un sabat frumos împreună astăzi. Acum, la sfârșit, știu că am putea doar să spunem... Haideți.